Salut și bine am găsit la un episod de Construction, într-un moment la Games. Dragilor, avem o problemă aici pe șantier. M-am mai lovit cu problema asta și cred că este un bug de la joc. Nu mai găsesc doi pereți de celete, tati. Deci am adus toate materialele aici, cred că nu mai fac treaba asta până de aici încolo. Hai să fac eu o chestie, o ghidușie, să aduc toate materialele. Nu mai găsesc cei doi pereți, am luat și din asta, Nu mai găsesc cei doi pereți care vin acolo. Trebuie doar 2 pereți, am pus 8 din 10. Hai să vedem dacă reușesc să fac și fără aia, sau poate dacă îmi dă, eu știu, separat din nou sau mai apare, nu știu. Deci am mai pățit așa ceva, în momentul în care am mai pățit până acum, intram în joc și puneam 2-3 pereți de celete și după aia ieșeam. Era problemă pentru că nu mai apăreau. Ceva de genul ăsta. Cred că este doar un simplu bug, vedem acum. O să fac toate restul misiunilor și vedem dacă fără pereții aia 2 pot să mă descurc. Dacă nu, o să sar peste jobul respectiv. Cred că e prima dată când fac treaba asta în misiuni. Dar n-am ce să fac. O să iau 2 paleți, mai am depus 2 paleți de de sandwich-uri, cum zice aici. Dar restul materialele le-am adus. Și aveam depus 2 paleți de celete. Am găsit 2 paleți de ăștia, 2 pereți. Am găsit 2 paleți de ăștia acolo, i-am pus că aveam nevoie de 8, am pus. Dar ceilalți 2 pereți care stă aici în colț, nu-i găsesc neam, tati. Deci nu știu, am scos, i-am sucit, i-am învârtit. Ăștia sunt toți paleții care mai am, au rămas. Dar nu găsesc pe ăla. Nu știu, vedem acum ce se întâmplă fără ei. Ușurel. Odată asta, mai am un singur palet. Și de asemenea mai am de turnat și niște pereți așa de beton. Ne ocupăm numai de azi și de dânsii. Un camion deja l-am golit, l-am trimis la garaj, cu tot cu remorcă. Și mai am 3 camioane aici cu marfă plus ăla acolo cu niște componente metalice. Cred că vine pe acolo partea de sus. Ușurel. Ușură, ia. Atât. Asta e, tati. Probabil că acum am apărut să fac un pic unboxing, ceva de genul, și după aia vedem noi ce se întâmplă fără pereția 2. Deci, nu i-am găsit neam. Am dat restart la joc, am încercat mai multe ghidușii. N-a vrut să meargă niciun fel. Sunt curios ce se întâmplă fără... Dacă nu v-am zis, efectiv dăm skip la job respectiv. Și asta este. M-am dus și înapoi la doamna, poate zic mai apare, așa pot zicea la un moment dat. M-am dus înapoi la doamna și am cumpărat din nou paleții. Apar deja stâlpi. Asta aici stâlpi. Dar știți care beleau? Eu am de turnat beton acolo, dar cred că pot să turn și fără ei. Suntem la 56% din... O dată. Din job. Hăț. Bine, acolo o să pun cu elefanțelul în perețe. Ușurel. A, uite, vrea la coda. Hai, da puțin mai sus totuși. Ca să nu faultez pe cineva pe aici. O dată cu maneta frumos. Și un pic pe stânga. Și coborâm. Aia zic. Punem stâlp de oțel, tati. Joc o pastă. Facem așa. Văd că mai sunt... mai acolo o stivă, cred că mai avem de pus. Mamă, căldură mare. Mă așteptă 2 secunde să-mi tamponez și aici fruntea. Ușurel. O dată. Oți. Dar cred că totuși va trebui să mut eu camioanele de acolo, că să vin cu... Da, pot să vin și cred și partea asta cu elefanțelul. Ușurel. Hați. Aia zic. Încă 4. Și ultimul, al 6-lea. 6 stâlpi frumoși am pus aici. Ușurel. Încă mi-apare ca și chestie făcut. Cei doi pereți de celete nu-i găsesc, tate. Deci nu-i găsesc când dita mai grămadă asta.
Am fost fac eu o șmecherea la aici, dar din păcate m-am curcat treaba asta. Bine, sau trebuia să-i fi pus eu pe tot atunci când m-am apucat de treabă și probabil că atunci era altă șmecherie, dar vedem noi cum o rezolvăm și pe asta. Dacă nu v-ați efectiv, o să dau schimb la job. Opa, avem de pus aici. Încă 3 elemente de... Aha, asta sunt mai șmechere acum. Prinde totuși contură turnul nostru de control. Puțin mai în față, zic. Hai, hai la pe al doilea. Nu-i problemă că oricum le punem pe toate. Băi, de ce fi rămas murișca asta aici? Nu știu. Ca să mă curce pe mine aici. Cum vorba filmul. Deranjează, dragă, deranjează. Ușurel, și facem așa. O să mai sus un picuț. Mai așa un picuț. Și coborăm. Ușor. Haț. Facem să-i curba așa ca să nu agroșăm să zic pompa de apă. Oricum de apă e ceva de genul ăsta. Mărișca aia se învârte acolo și extrage apa din pământ. Dar probabil în momentul în care voi da drumul și la turnul ăsta de control, cred că dispare. Eu. Dar puțin mai... Au, puțin mai în spate. Și acum coborăm. Altceva, tati. Destul de simpatic, că uite, dar mai am acolo turnul ăla, acolo că vine unde e pătratul ăla, că e turnul. Nu dau seama ce vine aici, nu dau seama ce poate să fie. O chestie de design, probabil. Ia. Așa, tati, ultima de asta. Dacă aveți și pereții aia sandwich. Mai depus și beton acolo la pereții aia 2. Cred că după asta facem pe aia de beton, că dacă... Nu prea am spus o zi, dar dacă este să nu mă încurce mai târziu, asta zic. Am făcut așa ce a vrut capul meu, dar trebuia pus totuși în două ordine. Puțin mai în față, ia. Aia zic. Și acum ce am depus aici? Ia. Hai tot să pun beton acolo. Asta, a. Ia. A făcut cadre. A, și mai am, cred că și pe asta, cred că, a? Ia. A pus cadrele frumos. Și acum au rămas aia doi pereți și cu hai să pun betonul de care e treaba. Și aia doi pereți, că dacă e ceva, v-am zis, cu toată sinceritatea, cred că o să-i dau skip la job, că nu știu să-i fac. Hai să montez și eu elefanțelul pe poziție. Va avea loc aici, cu toată ghesuiala asta. Hai să nu ne complicăm, mai bine mute opinia asta din față, aici mai în față. Că sigur o să mă apuc după aia să eliberez zona. Îi dau puțin asta mai în față. Am adus toate materialele, am zis, bă, fac o treabă de la început, toate materialele aduc grămadă aici și nu mai umblu cu asta. Mi-a cumpărat camioane, mi-a cumpărat remorci și tot așa. Din păcate, mi-a cam prins urechile la treaba asta cu pereți de CLT. Facem o parcare frumoasă, mai cât de cât mai dreaptă sau... Facem de râs. Cât de cât așa, nu, nici prea dreaptă, nici prea strâmbă, nici prea înaltă, nici prea scundă. Tot din același film. Sunt fan declarat BD. Și de câte ori am ocazia urmăresc seria.
Îi dau pe ăsta dat așa. Îi dau... A, nu, ce n-am, deocamdată n-am treabă aici. Ui, dat așa un picuț că mi-a fugit, fugise mouse-ul. Hai, sus. Beton avem puțin în ea, dar o să mai cumpărăm, nu-i problemă. O dată. Și o dată. Da? Ajung eu până acolo, mă, sau e prea pus prea... Vedem acum dacă mai este nevoie. Ia. Bă, teoretic aș putea să fac o jmeche reală, să fac așa. O dată și pe aia așa. Tot n-ajunge? N-ajunge, mă. Hai să dau totuși mai aproape, să nu ne mai complic. Mai mă complic. Dau puțin mai aproape totuși. Ceva de geniu. Hai. Încă o dată pe poziție. Ia să vedem și aici. Am tot deja un perete. 39, 61, 72, 73. Hai. Ăla-i tati. O, mai avem de pus și aici. Puțin mai în față, te rog frumos, fiți amabil. Ca să tindem puțin asta. Hai. Păi, deocamdată au rămas pereții aia de doi acolo de montat. Nu-i găsesc, deci nu-i iau. Facem următoarea jmecherie, dăm pe asta în sus pe tot. Și coborăm așa. Ia. Altceva. 34-35. Să-mi spui că ți-a pus și pe lângă scară pe acolo. Puțin mai sus, asta mai jos. Așa totuț. O dată. Cât avem acolo? 55%. 65. O dată în sus. Asta la altul în jos. Aia zic, hai. Trebuie acolo un pic pe colț. O dată. Ușor, ușor, ușor. Au, stai că nu ține cofragul aici. Să-mi spui că trebuie să pun și pe... 95. Unde m-a rămas, frate? Pe marginile astea să pun cumva beton? Dar nu am copa. A? Ia. Nu au ce-o treabă. Uite aici, în colț. Odată așa, ia. Păi și unde mai trebuie? 95. Aici în colț o să văd un picuț, să vede fier betonul. Dă-te mașina un picuț. Băi, ce mă disper... Să facem tăiat așa un picuț. Nu stă așa drept.
O dau pe asta în sus. Și pe asta dată în jos. Hai. ...95. Păi și unde mai trebuie plus, frate? Deci... acolo, frate, că te-am văzut. Stai așa un picuț. Uite, partea asta la altă. Tot 95. Dau așa acum. Dau invers, să cobor... Cobor asta, nu. Ba da, e bine, bine, bine. Și acum dau pe asta în sus iar. Și cobor pe asta la altă. Și iar în sus pe asta. Și cobor pe asta. Ia. Dau în sus pe asta și cobor pe asta aici, ia. Sus. Hai, 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 hai. Nouă șapte. Și cred că aici e... Ia. Hai, uitați, suta. Suta. Fii pe aceea de turnat ceva pereți. Se pun pe aia. Deocamdată o lasă așa. Nu opresc. Uite, se plac asta cu perete și poate cine se tot deasupra. Opa, stai că pe aici e... Se pun perete așa de sandwich, cum se zice. Păi deocamdată a rămas aia nepuși acolo, dar văd că nu mă sâcâie. Facem și noi pe aici ce putem. Ia. O dată. Câți am de pus? 5... Văd că mai e un palet, cred că mai trebuie să mai punem pe undeva sandwich-ul de-astea. Vați? 60% din lucrare este gata, dar mai avem ușurel. Hai. Ăștia teoretic sunt pereți de, cu uși de alea mari, care vin în față. Dacă o strecurăm printre perete și betonieră, ușurel. Că a stat așa desfăcut catargul ăla, că mă gândesc eu că sigur avem turna beton. Hai, tati, aici am numit-o. Am depus încă 4. Asta acolo vine, dar vine puțin mai încoace, dar nu mai mă deranjează spațiu. Hai. Ăla e tati. Asta e cu ușa care vine în spate și mai este unul cu un perete și un perete. Gata, te-am văzut manevra. Vezi? Și hăț. Mai la strâmba. A, uitat. Deci mai am 3. Că vezi ceva pe aici acoperiș, să vezi. Deci vine asta cu ușa care este pe spate. Poate vezi că mă pus la toate misiunile și rămâne alea până la final cu perții nepuși. Cred că îi dă înainte cu joburile, probabil că era o ordine cronologică. Eu dacă n-am pus pereții a 2, probabil că misiunea vede treaba ei. Și că până la toată sărăcea, cred că va trebui să anulez, să sar peste. Aoleu! Am dat drumul la cârlic mai repede decât trebuia. Da, săit-o... Uite-o mea săit-o aia. Mamă, s-a dus aia, tocmai pe... pe terminalul de avioane.
Șuier. Ca să o învârtim acum. Ușurel, ușurel. Hai, tati, hai, 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 hai. N-a avut așa din prima să fac așa la fel. Uite, s-a enervat pe noi. Ajung și o pusă eu de aici. Hai că ajung. Stricăm lucrarea pe care tot nu ai făcut-o aici. Las că nu văd. Hai. Hai că am dat-o în boschet aici. Bine că le-ar merge la masă. La fel, autam pe cineva și trebuia să pătesc și daune. Hați. E ăsta sau e ălaltul? Ușor, aoleu. Ce se întâmplă, tate? Ce se întâmplă, meștere? Așa, tate. Și mai am un singur pe depus în partea aia acolo. Și parcă să dă mai departe pe partea asta și rămân tot cu... Da, vedem acum dacă e ceva, cred că îi dau, eu v-am spus, skip la... la jobul ăla. Ușurel. Atât. Și mai este un palet, văd, de sandwich-uri, dar cred că mai vine la o clădire pe undeva. Poate chiar aici la etaj, eu știu. O dată și o dată. Aia zic. Așa, cum vrea... Aaaa, acum vine acoperișul la... de sandwich-uri. Ușurel. Hai. Băi, a rămas alea, merg în betonierea și o aud în căște aici acum. O zbârne acolo. Au. Trebuie să punem 4 din astea. Căldură mare, monșer. Ușurel, au. Acum acolo vine invers pe diagonal, vine așa invers. Acum am prins. Ah, gata că acum am văzut că vin câte 4 una lângă alta acolo. Puțin mai în spate și acum coborăm. Așa tot. Și ultima parte din acoperiș. O să învârtim un picuț. Ușurel, ușurel, puțin în față. Acum la stânga. Iar în față puțin. Și o sucim așa frumos. O dăm puțin mai în față. Aia e, tati. Și gata, așa, dar mi-au rămas asta, tate, până la urmă. Deci au rămas ăștia cu pereții, v-am zis, nu-i găsesc nicio culoare. Și avem deja o nouă clădire aici. Nu-mi dau seama care sunt. Deci, la un moment dat, am crezut că sunt ăștia. Facem următor.
Suntem aici. Și ăsta skip task. Da, n-am ce să-i fac. Bun. Da, nu știu, deci n-am ce să-i fac. Asta e. Altfel stăm pe loc, n-am ce să... I-a pus el pe acolo, vezi? Și acum ce să facem materiale, iar... Asta odată. A pus deja scara aici. Și aici. A, aici, hai. Hai, tati. Uite, iar de-am depus de aia de CLT. Zice că să aduc, păi aduc palet să iam în remorcă, nu-i problemă. Hai să facem așa. Deci uite, iam aici. De aia de schele. Să montăm schelele acolo și după aia palet de CLT. Oh, pardon. Deci vreau un palet acolo, un palet acolo. Bun, hai să începem. Hați. Vreau să tăl acolo, o mai trebuie să mai tună beton. Ia, apropo. Deci acum să livez materialele, le-am adus deja. Să despachetez și să le montez. Și după aia, la etaj, să montez asta. A, mai am de turnat. Da, era clar. Mă gândeam că scăpați dacă e ceva să o scot și să-i dau direct, să duc direct la garaj. Betoniera, dar am văzut clar că mai avem de turnat și la etaj. Ușurel. Să prindem astea de aici. Hați. Mai în față. Și am coborât. Ăsta e primul. Doi palți avem. Băi, în camion nu mai sunt multe materiale. Mai am în celălalt încă doi paleți de astea metalice. Și cam gata cu materialele. Mai am CLT-uri de pus la greu. Ia. Ușurel. Și coborăm. Așa, de pus, uite, a, uite, și a pus și panourile alea. Odată primul panou e gata. Și am, uite, am depus 10 panouri de alea de CLT, uite aici jos, acum le-am văzut. Uite aici. Avem demontat acolo la greu, dar să dăm și paletul ăsta jos. Și mai am niște paleți cu... Oh, pardon. Mai am niște paleți cu lemn în mașină. Și pot să trimit și pe asta la sediu. Voi vă spuneam eu că după ce termin misiunea asta, îmi cumpăr mașină de data aia micuță, frumos. Ca să mă duc și la contacte cu jeepanul. Așa vrei tu? Așa face. Lucrăm cu materialul clientului. Ușurel. O dată, tocmai în partea asta altă. Și am depus paleția de... peleți, auzi. Tavanul de CLT, nu spereți. Și nici peleți, și nici paleți, și nici... Ușurel. Ușurel. Acum... Cum ziceam, filmul ăla, lasă-l. Oh. Aș te desfac astea. Băi, ce-mi plac mie unboxing-urile la greutate. Și montează că încesc ele. Ce vă spuneam eu? Bă, nu i-am. Trebuie să iau pe aici, că acum încă am voie, mai încolo știți că nu mai avem, când e gata acum lucrarea, nu mai avem voie să mai intrăm pe la anex și alte chestii. Ia. Dacă mă duc pe aici acum, uite pe ce încăperi. Aici unde am săpat eu cu excavatorul și cu buldozerul și cu lama și cu toate utilajele care se pot săpa cu ele. Da, uite frumos a ieșit. Și acum să montez astea, zic.
10 bucăți. Și am ajuns la 65. Băi, aparent, pare puțin, prima parte din 50% se face repede. Dacă pot spune așa, că la cât am biletul la asta, la, cum îi cheamă, la groapă. Dar când te uiți acum, 65, aia mai am 35. Băi, nu e chiar așa, că mai sunt o grămadă de montat. Chiar o grămadă montat. Apropo, unde vine bucățica asta? A, tu mai în capăt aici. A, se unește cu baza turnului. Am înțeles. Deci cele două clădiri se unesc cu turnul. Ușurel. Ușurel, am zis. Ai. Da, mai sunt încă 9. Și cu una 10, tati. Hai să o învârtim puțin așa frumos. Deci am pus deja 9 frumos acolo. Partea asta te-a pus peretele, te-a pus tavanul. Aici a pus perete și tavanul. V-am spus, cele doi pereți nu am mai găsit. Așa că... o să fie probabil că același titlu când dispar materialele de pe șantier. Am mai avut, dacă am avut un titlu de genul ăsta. V-am zis, cred că e doar o chestie de bug. Aia, tati. Am luat un bonus grămadă și acum zice să turnăm beton și să fac o scară spirală. Aoleu. Da, să golesc zona, tata, un picuț așa, că trebuie să scot de aici betoniera. Să pun o scară spirală acolo. Am luat un bonus 5500, 5.500.000 de cocoșei. Banii sunt deja la discreție, la... Ia, dau aici frumos asta și scot și asta. Hai că au prins și vârjiala. A, uite mă, că aici a deturnat aici ciment. Deci urcăm nivelul la... Cred că va trebui totuși să aduc... Bă, dar întrebarea mea este... Cum pun eu scările astea? Stai așa un picuț că... Uite astea. Poți să urpele? Era zic... prefabricat, scări... Sunt deja aduse cumva pe aici? Sau sunt desfăcute? Uitați așa un pic, că sunt desfăcute pe undeva pe aici? Hai să torc betonul. A, uite-le mă! Uite-le mă, că stai aici mă! Dar de ce spune flip cargo? Nu pot să-l iau, ia să vedem. Ia, trebuie să montăm astea, că e mai așa, și după aia să punem... A, uite mă, că au doar de agățat. A fost comandat în altă parte, tati, nu le asamblăm noi, doar le montăm. Poate foarte tare chestia asta la americani, ei fac toate astea, v-am spus, la nivel mai mare și doar le asamblează pe poziție. Noi, să zic așa, nu zic europeni, poate noi românii, facem totul la fața locului. Ei lucrează altfel. Uite, de exemplu, că acum au făcut scările astea și doar le așezăm frumos. Pe când la noi venea cu tabla și cu astea și pe aici pe loc le montam. Asta e diferența la americani. Ușurel. Uite că vine și dimineața frumos. Ne prindem o poziție aici. Trebuie să mai învârtim un pic în asta sau lăsăm așa? Ai, tătuțu, am montat frumos scările în spirală. Am luat și zăbanul. Îi dăm așa în sus frumos. Ca să nu ne încurce la elefanțele aici. Uite că a început să prindă contur, mă, turnul nostru de control. Și acum turnăm următoarea etapă din turn. Ia, deci noi suntem aici la etaj. Prefabricate componente de... Mă uitam dacă totuși mai avem de... Am și o problemă cu betonul. Dacă mai turnăm beton. Uite aici mai sunt, văd că mai sunt, mai este fier beton și de asemenea mai sunt și cofraje. Îi dăm o dată pe ăsta de aici. Să ridicăm. Sper să... Vă spun că ăsta, că nu va trebui să duc pe altul mai mare. Ușurel. N-ar fi o problemă, zic. Ia.
Mai am și beton în ăsta, dar totuși ar trebui să și pornesc asta frumos. Da puțin în sus și pot să-l luat în jos. Un pic. Sunt pe problemă aici sau? Așa tati. Hai să turnăm. Avem material în cifră, mai avem, nu e problemă. La 64%. 7. Dăm puțin în sus. Și asta așa în jos. Iar în sus. Și dăm așa. 84. Ia să vedem și partea asta. Ușunul chiar. Dă puțin în sus. Și coborâm pe ăsta la altul. Ia pot să pun aici pe... Hai nu fi. Oși nouă. Suta tati. Suta, cine e gata, îl iau cu lopata. Și avem, ia de pus iar. Ca să strânge totuși asta, să nu lăsăm să mai ne zbârne în cap, pe de-o parte și... Ce-am făcut? Aia, tati, ca să pot... A, și... Mai avem de turnat beton. Și acolo sus. Ia, dacă tot suntem la categoria asta, mai dăm o dată. Să spun dacă ajungem cu asta. Cu celălalt, sigur ajungem. Și avem de montat 9 pereți prefabricați, de pus wood beam și cu... A, deci ce mai rămas în mașină. Două secunde, să dacă reușim să punem aici beton. Ușurel. Și avem de scăcat... Băi, sunt 3... 1... 2, 3 paleți și eu am doar 2... A, sunt 2 acolo, gata, am văzut. M-a speriat, sunt unul în spatele altuia. Ia. Ușurel. Ia să vedem așa frumos pe poziție. Dacă dăm acum în jos. Hai mă tate, că merge și cu ăsta. Numai că a trebuit totuși să pornesc asta tate. Așa. Nu mai am beton în cifă. Noi bike să cumpărăm. Haț. Și dăm drumul, drumul. A, etic. Hai. Oh, oh, ușor, ușor, ușor. O dată cât avem? 48%. O să punem și aici în găurica asta. Zice și pe colțul ăsta aici că după aia se oprește la 97% și zice ea că mai trebuie puțin. Aia zic. Dă puțin mai jos, pe ăsta la altul mai sus și pe ăsta la altul mai jos. Hai. Pe ăsta mai sus. Costăm 70%. Ia. Yeah. 84. Face ceva urât așa, ceva de genul. Ia, yeah, facem așa. Strângem un picuț.
A, și mai aici în față, acum am văzut. Uite, mai aici, mai este atât 2 secunde. Acum am văzut. Ia. Uite mă aici. Aici mai era. 99. Băi, du-te. A, mai în față, mai în față, mai în față. De asta mai dreapta. Și asta mai... Mamă, ce îmbrăgător am făcut eu aici. Totuși pe ăsta așa. Pe ăsta așa. A, e tati. Și iar vreau o scară de asta. Asta o strângem de aici. Și le dăm jos iar. Mamă, când văd CLT, paletele de CLT, iar nu, pereții nu prea face nicio plăcere, dar trebuie să-i montez și pe aia. Să îmi punem scara totuși înapoi, să punem și scara, a doua scară. Oh, oh, oh. Prea departe am trecut. A, e tătuțul și am luat-o pe asta frumos. Și dacă tot stau mașina asta în macara, acum o să iau și paleții din camion. Și după aia trimit camionul la garaj. Ca să nu mai glumeze pe aici. Așa tot. Ați, frumoasă scară. Hai că ușor, ușor să înalță turnul. Deja a turnat două bucăți la el. Parcă văd că mai apar cofraje pe aici. Ce v-am zis? Păi văd aici cofrage de jos, stați. Deci, n-are cum să nu... Hai să ai să-și pas, dacă tot am zis, ca să eliberez un pic zona de aici. Deci mai am aici trei paleți în mașina asta, asta e gata. Și mai am în două camioane, mai am pereți. Văd că sunt 10. Că sunt demontat. 9 sunt demontat. Ușurile. Deci aici am doi de ăștia și unul de ăsta la altul și gata toată treaba cu asta. După aia mă bag el la turna beton, la turnul ăsta, văd că s-a mai subțiat acum tu, nu mai așa de înalt. Deci ăștia doi, copacul, copacul, a, e bine. Ăștia doi vin aici. Asta probabil că o să se transforme în ușurel. Ori ceva pereți interiori, ori în acoperiș, în planșeu. Deci aici sunt 9, acolo am 3, uitam, număram acum pereții de CLT. Aici sunt 3 cu 1, 4. Ciudați. Ia. Hai, ușor. Aș mai așa acolo. Bine, acum o să-i montez pe toți, nu mai vă stau să mă chinui ca să nu mai fac boroboața aia. V-am zis, am pățit a doua oară când pățesc treaba asta la jocul ăsta. Mai tot dacă las și paleții, să zic așa, începuți cu pereții de CLT, apar probleme. Ori dispare un perete, ori nu mai sunt aia, ceva de genul. Și atunci cred că e recomandat că odată ce ai dat drumul la chingile alea la paleți, să-i montezi pe toți ca să nu mai te chinui. Ușurel. Ușurel, 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 ușurel. Așa, și mai am unul. O dată. Dacă pe moment că tot puțin mai în față mașina ca să nu mai mă încurce pe aceea și ca să pot să trag mai aproape pe ăștia la alții cu pereții. Cu șurel.
Aia zic. Și să zice și mai aici doi pe ăștia. Să le pus ceva jos. Ăsta a văzut acolo când cerea să pun la un moment dat stâlpi de lemn. Cred că ăștia sunt. Destul de complexă și de elaborată șcăderea turnului. Mă gândeam că este un simplu turn. Facem aici un beton de jos până sus. Acolo sus niște geamuri, dar e destul de complicat treaba și aici. Și o grămadă de operațiuni am făcut de montat. Deci am deturnat cimentul acolo și depus 9 de ăștia de CLT. Ia să vedem dacă pot să iau direct de aici. Ce avem acolo? Ca să fie puțin mai complicată treaba și cu elefanțelul la beton acolo, că e destul de sus. Ia să vedem dacă reușesc să iau din prima. Nu știu dacă am rămas chingile pe paleți. Nu știu dacă pot să iau eu direct pereții fără să mai cobor din... Stai așa un pic că eram undeva în zona asta. Uite că pot să le iau pe ăsta. Ușurel. Și acolo am 4, aici sunt... parcă văd că rămân cu la urmă mi arată pereții, că mi-a rămas pereții. Asta uite aici vine, ușă. Mai în față puțin. Și mai așa puțin. Mai în față puțin. Și am coborât. Mai la stânga puțin. Aia zic. Încă 8. Băi, de data asta nu mai lisesc pereți. Deci am avut ceva emoții, nu mi-a ieșit la un moment dat, dar am găsit toți pereții la aici în paleți. Nu știu ce s-a întâmplat cu prima livrare. Cred că v-am spus, e doar o chestie de joc, de... Da, și că pe viitor nu o să mai fac boacă în asta de a monta 2-3 pereți din cutie și după aceea să ies din joc. Nu, o să montez toți pereții și ca să fie treaba... Oho, ușurel, ia. Coborăm aici. Să ca un fel de, cred că un fel de culoar ceva. Ia. Aia e, tati. Să facem iar două unboxing-uri chiar. Știți că ne plac, știți că îmi plac unboxing-urile. Unde e unul, unde e al doilea? Care e? La etaj aici? Ușurel. O dată. Cred că fac pereții despărțitori. Bă, nu i-am. Păi și al doilea... Asta e al doilea unboxing. Așa tot. Uite să mai... Mamă, și-am dus toate camioanele cu remorcă, le-am dus la... La asta, cum îi cheam? Am două... A? O căpeastră, două pe ăsta micu? Nu prea cred. Trebuie să livrăm și asta înapoi. Hai că torn beton și după aia ca să nu lăsesc episodul. Și aduc astea în afara filmării. O să aduc un camion de ăsta la altul, mă lung, ca să nu mă complic. Să pun acoperiș, că pentru acoperiș, tati. Hai să torn și... Dacă pot să iau pe aici, acum pot scotătură. Să torn și betonul aici. Sper să mă descurc. Îi dau și asta frumos. Ah, mă scuzați, eram bine cu asta. Hai, sus. Dacă vedem acum proba de înălțime. Ia. Hai.
S-o duc ăsta în sus de tot. După să așa. Ia să încercăm șmecheria de aici. Și să punesc, am putut să punesc pompa. Nu e cea mai bună metodă de a turna beton de la înălțimea asta, dar e eficientă. Cât avem 40. A, poți să pun de 10 așa frumos? Era prea frumosă treaba. Puțin mai aici, ia. 900, tati. 100. Trebuie să eliberez iar zona. Mă lasă. Și acum ce să fac? Iată, 2 secunde. Mamă, ce s-a înălțat turnul, tati. V-am spus, dacă nu era treaba cu cei doi pereți. A, mai am depus. Opa. Încă o scară, mă. Încă o scară mi-am depus. O iau de aici, stați așa un pic, stau cu fața la... ca să nu mă deruteze. Aș putea că să turn așa cât o bucată, cât o bucată, mai pun o scară, mai turn o bucată. Nu? Stați că nu vedeam... uite aici în față. Nu vedeam locul de ancorare pentru scară. Ușurel. Cât? Hai, tati. Ușurel. Îi dăm puțin în față, să o băgăm acolo pe problemă. Hai că ușor, ușor capătă contur turnul nostru de control. Ați. Ușurel. Și iar beton. Ce vă spuneam eu? Beton și iar beton și iar beton. Bun. Ca să nu mai lungesc, o să turne betonul și o să aduc cele două elemente de lemn pentru acoperișul de la aici, probabil de la zona asta. Mamă, de acum... deci m-am dus cu gândul la o biserică, nu știu ce. Deci arată așa forma asta, forma unei turle. Da, deci suntem la etaj, dacă pot spune, la 73% din lucrare, dar mai avem un picuț. Sper eu ca în episodul 3 viitor să termin asta și să pot să-mi cumpăr și o mașină aia, că să mă duc și eu să fac și o plimbare prin oraș cu mașina. Cam așa arată acum turnul, mai avem de construit, mai avem... vedem dacă pot să mă duc cu elefanțelul până la înălțimea, dacă nu, vă duc pompa cealaltă de beton. Dar cam așa arată tot treaba, da? Mai am de adus și ceva materiale, am zis că am adus pe de la început, dar mi-au rămas acele elemente de acoperiș. Mai am de demontat niște... nu avem multe. Steel components. Ce este? Steel wall pereți. A, uite așa arată. Acum am văzut aici. Da? Deci cred că mai aveți tot încă un beton și după aia putem să montăm noi astea pe aici de sus. Uite așa arată hala și uite așa arată în spate. Cred că tot un fel de hală ceva. Bun. Dragilor, deocamdată așa suntem. Stăm bine. Suntem în grafic și cu bănuții. Avem cât avem? 5.500. 5.500. Deci banii nu mai este o problemă. Lucrarea decurge foarte bine. Este... uite, vine acolo un avion în spate, vedeți? Este foarte bine. Dacă a făcut acest episod, apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Pe data viitoare, v-am salutat!